pentru această zi, ziua Unității Germane, am scris o carte care se numește Istoria Germaniei, pe care o să vă distribui după ce voi face cunoscut un scurt documentar pentru această zi. Istoria Germaniei nu este ușor de sintetizat în rezumat. De aceea am scris această carte, documentându-mă din literatura de specialitate și redând pe scurt perioadele istorice de formare și dezvoltare a statului german, începând cu sfârșitul Evului Mediu și până în zilele noastre. Înțelegerea fenomenului german ca tip de model național pune accent pe origine, obiceiuri, tradiții, limbă ca elemente definitorii ale solidarității naționale, spre deosebire de modelul bazat pe ideea contractului social în care se încadrează francezii și popoarele anglosaxone. Nu am omis nici perioadele mai puțin favorabile Germaniei, referitoare la doctrine și războaie, dar și, modul în care, cum au știut nemții, să treacă peste aceste perioade negre, reconstruind cu seriozitate tot ce s-a distrus în perioadele de război. Percepția despre Germania și germani trebuie să fie obiectivă, neascunzând de adevărul istoric, arătând atât părțile negative, cât și pe cele pozitive, mai ales cele care au contribuit esențial la dezvoltarea economico-socială a Germaniei, precum și pentru aplicarea rezultatelor cercetării științifice germane în întreaga lume. Vreau să fac o paranteză. Germania deține locul întâi la laureația Premiului Nobel pentru chimie, locul 2 pentru fizică și locul 3 pe lume pentru fiziologie și medicină. Prezenta carte este recomandată în special pentru documentarea eticilor germani din România. Trec mai departe să fac câteva referiri la ziua Unității Germane, pe care o sărbătorim astăzi. Cancelarul Helmut Kohl, pe plan intern, atașat valorilor creștine și partizan al economiei de piață în interpretarea în lumina doctrinii sociale a Bisericii, a insistat pe elevarea valorilor morale. Începând cu anul 1987, după alegerile din ianuarie, prestigiul cancelarului Kohl a crescut și mai mult, mai ales în septembrie 1987, prin modul în care l-a primit pe Honecker și prin progresele importante făcute în relațiile intergermane, precum și prin înmulțirea vizitelor germanilor din Est în RFG. Cancelarul Kohl, prin programul cu cele 10 puncte, a preluat inițiativa în plan unificării germane, inițiativă aclamată la Dresda pe 19 decembrie 1987, în timpul unei vizite făcute de Hans Kohl. În asemenea condiții, URSS nu-și mai putea impune voința la RDG, iar cu ocazia vizitei lui Modrov la Moscova, la 30 ianuarie 1990, Gorbaciov a acceptat principiul Unității Germane cu condiția că ea să nu se facă stradă. În timpul întrevederii de la Moscova, Kohl și ministrul afacerilor externe, Genscher, au obținut asigurarea că problema Unității Germane va fi rezolvată de către germani. Activitatea intensă a cancelarului Kohl, ca și promisiunea unei unificări economice rapide și avantajoase, au produs efectul așteptat, iar noua etapă pe calea unificării a fost parcursă de
câteva săptămâni mai târziu, când delegațiile celor două guverne, cel al lui Kohl și al lui Meisele, au stabilit pe 2 mai condițiile în care va fi înfăptuită, începând cu 1 iulie 90, unificarea economică, monetară și socială a celor două state. S-a decis introducerea mărcii germane 2 mark, ca monedă unică pentru întreaga Germania. Concomitent cu politica internă, negocierea pe plan internațional, purtată după modelul 2+4, cele două state germane plus cele 4 puteri de ocupație și favorizate de atitudinea conciliantă a lui Gorbaciov, care a recunoscut Germania liberă alegere a alianței, a permis semnarea la 3 octombrie 90 a declarației solemne finale privind unitatea germană, simbolizată în aceeași zi la Berlin prin celebrarea noii sărbători naționale. O să vedeți în cartea mea detalii în acest sens. În încheiere vreau să vă spun că Ziua Națională a Germaniei se suprapune și celui mai mare festival de lume, Oktoberfest, care atrage anual timp de 16 zile peste 6 milioane de turiști la München, în Bavaria. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat.